Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Culinaria. Da, în dimineața asta prietenii noștri de la Delaco vă oferă o rețetă excelentă pentru copii. O rețetă de tiramisu hibrid, îi spun eu. Cum adică? Ei au spus cheesecake tiramisu, dar eu îi spun tiramisu hibrid în sensul că e și tiramisu, dar e și ceva din cheesecake. Pui și hibrid în el sau ce? Cum sunt și mașinile, nu alea hibride, adică au și puțin motor electric, așa și ăsta are, așa. Are ceva din cheesecake. Și n-are anumite aspecte din tiramisu, ceea ce îl face pretabil pentru copii, respectiv nu are alcool și nu are cafea. Ah, corect. Iar pentru această rețetă aveți nevoie în primul rând de cremă de asta de brânză Puterea Leului. Puterea Leului? Da, Puterea Leului. Cremă de brânză de la Tony Junior. Astea sunt brânzicile astea, ca brânza topită așa arată. E brânză cu calciu. Le puteți vedea pe Facebook, suntem live pe sunt Facebook astea dacă pătrate, nu știați. Normal, razi o cutie. Să vină niște pâine proaspăt. Ușor, nu ai nevoie de pâine, o mănânci ca atare. Ia mă, care? Astea mă. Arată-mi să vă mai de aproape, așa. Asta se mănâncă cum mâncam noi cavit când eram mici. Da? Acum copiii pot hali brânzici de-astea cu calciu, care eu sunt nu mă văd, nu? Și foarte sănătoase. Okay. Sau yo-yo de la cum ciugulește Vlad. Da, yo-yo, se ciugulește un yo-yo acum, așa. Asta e o brânză foarte fină, una peste alta, Puterea Leului. Și pentru rețeta asta de desert ai nevoie de două cutii de-astea câte 100 de grame. Da? E bună, desfaci pachetele. În total 200 de grame. Da. Și trebuie să sunt câte 6 cuburi în fiecare cutie. Deci ai de desfăcut 12 cuburi. Te gândești că desfaci surprize, știi ce zic? Poate ai noroc și ai și vreun răvaș. Băi, nu-i corect. Întotdeauna chestiile astea de brânză sunt puse lângă voi și departe de mine. Da. Hai că-ți dau eu. Luca, mai ai nevoie de 200 de mililitri de frișcă lichidă, 70 de grame de zahăr pudră, pișcoturi savoiardi, alea tari, casante, nu alea proaspete, da? Alea scuzați, pe care le folosim în mod obișnuit la tiramisu, deci 20 de bucăți de pișcoturi. Pișcoturi tari? Da. Da. Pișcoturile alea tun. Pișcoturi tari, așa. Că sunt și alea proaspete, după care eu mă dau un vânt, îți mănânc un platou de la o dată. Alea nu prea se mai găsesc. Pe la cofetării de modă veche mai găsești. Așa. 100 de mililitri de lapte cu cacao. Lapte cu cacao. Ce are... Da. Acolo e hibridul, știi ce zic? Laptele cu cacao e în loc de cafeaua de la tiramisu. Și fructe de pădure pentru decor. Noi avem aici în studio, pentru cine se uită pe Facebook, avem prăjitura gata făcută. Da? Astea sunt și se montează în pahar. Se face foarte simplu. Practic trebuie să amesteci într-un bol cu mixerul sau un robot de bucătărie cele 200 de grame de cremă de brânză de la cu Puterea Leului cu frișca lichidă și cu zahărul pudră până au o consistență cât de cât legată, da? Și pe urmă folosești pișcoturi pe care le rupi și le pui pe fundul paharului, le însiropezi cu lapte cu cacao, adaugi strat generos de crema rezultată din frișcă și brânză de Laco și pe urmă, ca la cheesecake, trebuie să iei câteva pișcoturi și să le pisezi. Să le faci fărâme mici de tot, să vă aproape ca pe un praf, știi? Și cu asta mai faci un strat care e puțin crocant, da? Uh-huh. Iar peste mai pui încă o dată cremă și ornezi cu fructe de pădure. Și dacă vrei și cu bucățele de pișcot, dacă vrei să fie mai consistent, pui mai mult pișcot. Deci poți să pui. Arată foarte drăguț. Pișcot. Și arată, da, arată foarte, foarte bine. Auzi, eu am. Stai și e sănătos. Adică e cremă de brânză cu calciu, frișcă, puțin zahăr pudră, pișcoturi și cacao cu lapte. Uh-huh. Nu e nici foarte dulce. Mai ai? E gata, cu cheesecake foarte bun. Hai că mâncăm imediat alea, dar eu am altă întrebare. Aici avem mai multe modele de brânză de la Co. Una are niște, cum să spun, sunt niște forme mici în care este brânză. Alea le mănânci cu totul. Mă rog, fără ambalaj. Fără ambalaj. Deci le scoți din ambalaj și le mănânci cu totul. Da. Dar ele se cheamă Tony Junior și scrie fantomele de brânză. Întrebarea mea este, chestiile astea sunt fantomele de brânză? Nu. De ce e articulat? Că n-ar trebui să spună fantome de brânză. Sau sunt fantomele de brânză? Fantomele. Sunt fantomele. Fantomele de brânză? Mici fantome.
Fantomișoare. Fantomiță? Fantomițe. Probabil că, sau cred că zice fantomiță, dar cine e împotriva lui Tomiță? Nu? Deci fantomele de brăz. Mă, fantomele ai mâncat? Da, sunt foarte... să știți. N-ai mâncat? Nu. Ciuculește una, să vezi, o face așa. Mă ocup cu melci ăștia, eu, acum. Lasă că astea, fantomerele, sunt tot cu calciu, cred. Și brânza cu calciu știm cu toții că e cea mai bună. Mersi. Mulțumim. Ne potolim? Da. Vrei și tu? Nu. Bine. Eu vreau fantomele. Pa. Ai văzut cum se întinde asta? Ca un yo-yo. Yo-yo? De-aia îi zice yo-yo. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.